Eu eram pregătit cu un discurs pentru atestare. Acum, însă, cred că niciun român nu mai are încredere în justiție. Evident că eu nici atât. Mi-au închis televiziunile, mi-au închis partidul. Acum rămâneau să mă închidă pe mine. Pentru prima oară voi fi întreținut de către dumneavoastră, de către telespectatori, cu 28 de milioane de lei pe lună. Nu mi-aș fi dorit asta. Știu că sunteți extrem de săraci, cei mai mulți dintre dumneavoastră. Vă las foarte săraci și foarte naivi. Sper să nu vă găsesc cei mai săraci.